Проект – инициатива поддержки беженцев, реализуемый образовательным центром «Продидактика» в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения Молдовы в рамках гуманитарного реагирования в Республике Молдова с весны 2022 года предоставляет украинским беженцам, особенно молодежи и женщинам, поддержку для лучшей психосоциальной интеграции. În 2022, această inițiativă și-a propus câteva obiective. În primul rând, consolidarea capacităților instituțiilor de învățământ profesional tehnic și superior în vederea oferirii de suport și sprijin copiilor, elevilor, studenților care au ajuns în Republica Moldova și cumva trebuie integrați în sistemul educațional. Astfel, în 2022 am format cadre didactice și personal necesar din instituțiile respective de învățământ profesional tehnic și superior. Un alt obiectiv important a constat în crearea și dotarea spațiilor sigure pentru persoanele refugiate, în special pentru fete și femei. Spațiul sigur este un loc informal în care persoana care vine se simte în siguranță, siguranță fizică și emoțională. Termenul sigur se referă la absența traumei, la absența unui stres excesiv și în același timp la absența violenței sau a fricii de violență. В настоящее время в рамках проекта действует 7 безопасных пространств в Кишиневе, Криулянах, Кунгазе и Костештах Еловенского района. Только в 2023 году их бенефициарами стали более 4000 человек. Члены местных сообществ также участвуют в образовательных и развлекательных мероприятиях. În afară de acesta, am pus un mare accent și, având în vedere că e vorba de fete și femei, pe educația sexual-reproductivă. Девушки и женщины-беженки получили более 1000 наборов гигиенических средств и 400 ваучеров на их приобретение. Toți angajații din spațiile sigure beneficiază de activități de formare continuă a formatorilor. Sunt manageri, sunt psihologi, sunt pedagogi sociali, misiunea cărora este să lucreze nemijlocit cu beneficiarii. Îi sprijină cu activități de consiliere, activități care țin de evitarea discriminării și a actelor de violență. Formările organizate de către Centrul Educațional Prodidactic ne permit să realizăm activități în cadrul spațiului sigur, mai eficiente, mai bine structurate, mai calitative, ceea ce duce la o colaborare mai fructuoasă cu refugiații ucraineni și la o implicare mai activă a acestora în cadrul activităților noastre. Ne dorim foarte mult să prevenim situațiile de discriminare, situațiile în care ei pot deveni victime, pentru că există mai multe drepturi pe care împreună trebuie să le asigurăm pentru refugiați, inclusiv dreptul la sănătate, dreptul la educație și, cel mai important, dreptul de a trăi în siguranță aici. În situații de criză, fetele și femeile se pot confrunta cu riscuri care pot fi trecute cu vederea. Ele pot fi expuse deseori la violență în bază de gen sau chiar la violență sexuală. De aceea, atunci când a început criza, UNFP a reacționat foarte rapid și împreună cu partenerii din guvern, partenerii din societatea civilă, am deschis și am creat 32 de spații sigure pentru fetele și femeile refugiate din Ucraina. Dintre acestea, 11 spații sunt mobile și ajung în zonele cele mai îndepărtate. Împreună am ajuns la persoanele care au cea mai mare nevoie de asistență.